scopul acțiunii este de a aminti guvernatorilor că noi suntem pământ și noi muncim pământul și avem nevoie de surse financiare și mai multe chestiuni pentru a ne dezvolta. Pentru aceasta, noi pentru astăzi optăm pentru subvenționarea producătorilor agricole, să ajungă fondul de subvenționare până la 1 miliard și 200 milioane de lei. La moment de față, guvernarea propune 610 milioane de lei. Conform datelor de anul trecut, guvernarea s-a convins că aceste fonduri nu ajung, deoarece ei și anul trecut au rămas datori fermierilor cu undeva cu 237 de milioane de lei. Oamenii au depus cereri, au investit în agricultură cu scopul ca să primească de la federat, de la guvern acești bani, însă acești bani până la urmă n-au primit. Și ei au rămas datori la bănci care până în ziua de azi nu pot să achite cu băncile comerciale. A doilea pentru ce optăm noi este pentru ca taxa pe valoare adăugată la producția agricolă să fie de 8%, dar nu 20% care propun guvernatorii. Al treilea punct principal este ca motorina pentru agricultori să fie aparte, să coase la un preț că e decât cu vreo 2-3 lei mai ieftin în comparație cu motorina care sunt acum la bazele petroliere. A patra este fondul care l-a dat din guvernul polonez. A acordat un grant Republicii Moldova cu un procent de 0,15%. La moment, guvernatorii noștri acest credit vor să-l aloce fermierilor cu un procent de 3%. Deci, de la 0,15% s-a ridicat numai la 3%. Noi dorim să nu fie mai mult de 1%. Toate cheltuielile care se mai fac acolo să fie până la 1% acest credit acordat. Ca guvernatorii să înțeleagă că sunt fermieri în Republica Moldova, vor să facă agricultură, însă nu trebuie să îndeie în primul rând posibilități ca bugetul statului să fie acoperit anume din agricultori, să fie impozitați agricultorii când vor fi dezvoltați, dar nu din ceea ce importează. Ei, până la moment, se bazează mai mult pe importarea produselor chimicale, semințe care le importează pe scotare și fermieri sunt nevoiți la niște prețuri foarte exagerate, ceea ce nu ne dă posibilitatea ca să obținem noi un venit. Și producția noastră nu poate să concureze pe piața internațională și pe piața internă. Ну, прежде всего, мы сегодня вышли для того, чтобы напомнить нашим руководителям, правительству, государству о том, что мы все-таки есть. Потому что складывается такое впечатление, что про нас забыли. Что мы как-то вот по остаточному принципу. Всех волнуют какие-то другие проблемы, а сельское хозяйство никто не уделяет никакого внимания сельскому хозяйству. Мы требуем. Ну, первое, что это субвенции на сельское хозяйство. По информации, которая есть в прессе, есть в интернете, субвенции за 2014 год осталось 240 миллионов невыплаченных, в том числе и нашему хозяйству, 300 тысяч. Документы поданы были в АИПу с июня месяца 2014 года. По сегодняшний день не получено ни одного лея, ни одной бонусы. Мы хотели бы тоже, чтобы пересмотрели вопрос в правительстве ценообразования на топливо. Как так? Баррель нефти упал со 120 долларов за баррель до 45, до 40, до 50, то есть в два раза дешевле. Цены на топливо, наоборот, растут. Тоже непонятно. Тотуж субвенции или дотаря статули фаци де агрикультуры, де кында цена агрикультуры, e pe ultimul plan. Și de atâta noi dorim că totuși o atenție măcar cât de mică și pățăm multe chestiuni, că noi la sudul Moldovei suntem afectați nu atât cât de sește de asta, dar și atât de mult suntem afectați și de ploile abundente, ploile care cu piatră și nu suntem protejați deloc. Nu mai spunem din partea statului, dar nici din partea necui, că noi să ne ocupăm și afară de pământul arabil, ne ocupăm cu viile. Și noi nu suntem protejați, antigrindine e zero la pământ. Și fel de țară agrară, și fel de țară care în centrul Europei, ca ei să nu se gândească că noi trebuie să fim protejați măcar din 2-3 puncte de vedere a agriculturii. Și de atâta ne-au făcut pe noi să știm azi. În privința la impozite. La impozite am spus și sunt pe unică cale. Eu văd un singur impozit unic. De ce cauză? Totuși, eu s-o cot că statul e tare vinovat în privința asta că mult mai mult, orice și economist sau să facă un bilanț, un contabil, cât a câștigat țara numai din cauza la impozite, dar și un impozit unic, un impozit ca toți, cât de puțin, dar toți s-o coată, toți să înțeleagă și impozit. Până la ziua de azi, și gospodării mărunte, care spunem noi, care au un hectar
hectar, 80 de ari, nu mai știu ei ce înseamnă impozit. Nu-i problem, dar dacă pe ceva nu așa. Aici în stradă de ceea că, în primul rând, e multă birocrație. Că noi trebuie să fim pentru aceea ca să lucrăm pământul, să știm sau studiem la aceea, să știm cum să-l prelucrăm cât mai bine și poate ideile astea de la Europa care vin mai performante și trebuie să urmărim asupra lor, care cât mai bine să prelucrăm, să avem un rezultat mai bun. Dar nu să fugim, să căutăm document de ceala, document de ceala. Pentru orice ea, chiar la subsidii, se cere multe seturi documente, care de, pentru orice ce, iar set de documente, iar set. Chiar și cu inspectorat fiscal, tot așa, o grămadă de documente. Poate s-ar putea de făcut o contabilitate mult mai simplă, dar nu încă sunt acte care trebuie să le îndeplinim de timpul Uniunii Sovietice. Ceva mai simplu și eu aș vrea să întreb, da, chiar o întrebare. Mult pământ la noi stă pârloagă. Dacă persoanele ca cui pământul ori sunt moarte, sunt decedate, ori moștenitorii nu au făcut documente, dar pe noi ne pune să încheiem un contract de arendă. De fapt, sau cum, după lege, n-ai cu cine încheie contractul. Dar noi dacă lucrăm, păi are surplus, lucrează și acei care vând motorină, și acei care vând detalii pentru tractor. Și toți sunt câștigați, plus facem producții care o vindem cu valoare adăugată. Și de asta sunt multe, foarte multe cerințe care noi nu dovedim sau nu suntem capabili să umblăm după cerințele astea. Ar fi ca în Europa ceva mai simplu, sau plătim tax, că noi plătim și când cumpărăm și când vindem, o grămadă plătim. Și eu n-aș vrea mai mult, de ce ani ești în stradă? Ca să nu se ridice accizile tot mai mult și mai mult. Este care s-au făcut până acum, am plătit, de ce tot mai mult? Că e imposibil. Într-o zi să le pădăm și să lăsăm, că, cum se spune, dacă n-ai cu ce, peste tot îți credit, eu de acum, ca să începem primăvara, tot credit. Nici o bancă nimeni nu-ți dă, nimeni, de atacă instabilitate.